Anul acesta, gamerii au ce juca. Eu sunt Roberto, iar astăzi vreau să vă prezint un top al celor mai tari 10 jocuri care vor fi lansate până la finalul anului 2017. Începem topul în forță cu Assassin's Creed Origins, noul joc de la Ubisoft ce urmează a fi lansat pe 27 octombrie pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. De această dată, seria cu asasini și templieri ia o turnură interesantă, acest joc fiind de fapt un prequel a cărui acțiune se petrece în Egipt. Următorul joc pe lista noastră este un standalone expansion pentru Dishonored 2 și se numește Dishonored Death of the Outsider. Jocul folosește mecanici și tehnologii vizuale pe care le cunoaștem deja din Dishonored 2, dar de această dată avem o nouă poveste ce ne trimite într-o misiune incredibilă, asasinarea lui The Outsider, o ființă supranaturală foarte importantă în lumea Dishonored. Call of Duty World War II reprezintă o întoarcere la originile seriei, prezentând o nouă poveste dramatică din cel de-al doilea război mondial. Middle-earth Shadow of War este urmașul direct al lui Shadow of Mordor și ne prezintă evenimente bazate pe universul lui Tolkien, mai exact între acțiunea din The Hobbit și cea din The Lord of the Rings. Spre deosebire de jocul anterior, Shadow of War va avea mai multe elemente de roleplay, ceea ce va permite o mai bună personalizare a experienței de joc. După o primă parte relativ dezamăgitoare, Battlefront 2 promite să aducă pe lângă multiplayer și o campanie single player. Trailerul recent prezentat a făcut furori, fiindcă a arătat că de data aceasta ne vom lupta alături de Imperiu. Multiplayerul pare să fie la fel de bun ca acela din primul joc, dar noi așteptăm cu sufletul la gură să vedem modul single player. Jocul se lansează pe 17 noiembrie, cu o lună înaintea lansării episodului 8 The Last Jedi din saga Star Wars. Wolfenstein 2 The New Colossus reprezintă întoarcerea lui BJ Blazkowicz. El trebuie să apere Statele Unite ale Americii de fascismul impus de ocupanții naziști. Cum face asta? Ca de obicei, împrăștind gloanțe, flăcări, șocuri electrice și rachete în stânga și în dreapta. După o primă parte extrem de spumoasă în dialoguri și acțiune, ce pe alocuri dădea impresia că ne uităm la un sezon întreg pe TV, South Park revine. Acțiunea are loc în același orășel fictiv din Colorado, numai că de această dată suntem în mijlocul unei adevărate lupte între supereroi. Jocul va avea 12 clase de supereroi împărțiți în două tabere și mai mult ca sigur acțiunea va fi acompaniată de aceleași dialoguri nebune ce i-au făcut cunoscuți pe membrii binecunoscutului serial. The Evil Within 2 duce seria survival horror la nivelul următor. Jocul urmărește povestea lui Sebastian Castellanos, care, pentru a-și salva fica, este nevoit să coboare din nou într-o lume de coșmar denumită STEM. Aventura lui va fi marcată de o mulțime de pericole ce-l vor aștepta la tot pasul. Chiar dacă prima parte nu ne-a speriat foarte tare, producătorul Shinji Mikami promite un nou început în era survival horror, fiecare stadiu din joc fiind unic în felul său. Life is Strange Before the Storm este cel de-al doilea joc din serie, însă nu este o continuare, ci un prequel. În acest joc avem ocazia să înțelegem drama protagonistei Chloe Price, de la vârsta fragedă de 16 ani. Ceea ce este spectaculos și în acest prequel este libertatea jucătorului de a alege modul în care se desfășoară povestea jocului. Fiecare acțiune în parte poate schimba cursul poveștii. Destiny 2 reprezintă surpriza pe care ne-au făcut-o cei de la Bungie în colaborare cu Activision. După ce prima parte a fost disponibilă numai pe console, de această dată avem parte și de o versiune pe PC. Sperăm ca Destiny 2 să ne aducă mai multe lămuriri despre personajele implicate în acest univers. Nu de altceva, dar în prima parte ne-a fost destul de greu să înțelegem contextul universului. Acesta a fost topul nostru. Dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți astfel de topuri, abonați-vă la canalul nostru. Până data viitoare, spuneți-ne într-un comentariu ce joc așteptați cel mai mult în acest an.